Nu chat, ce faceți? Cică, mail cu nostru minunat, în data de 10 octombrie, când filmez eu, rezolva problema cu FPS-ul, FPS drop-ul, în timpul meciurilor. Bă, nu știu ce să zic, dar nu prea-mi vine să cred, dacă știți ce zic. Da, nu prea-mi vine să cred deloc. Și mă gândeam, cu ce am putea noi să filmăm astăzi, măi, băieți și fete. Desigur că se uită și fete, că nu discriminăm. Și nu am idee. Chiar nu am idee. Adică încă fac figuri serverele ca server picat, deci vă dați seama. Oh, da, astea sunt cele mai amuzante cu processing operation. Wow, chiar m-am mutat dintr-o parte în alta. Nu vine să cred. Da, auziți, deci cam Rusia 7.3. Băgăm în Rașa 7.3. Din păcate, s-au cam mutat unele tankuri. IS-2 a ajuns la 6.0. Ăsta 6.7 și ce îmi pare mie cel mai și cel mai rău PT7657 l-au pus la 8.0, bă. Bă, l-au pus la 8.0. Să mai pot să fac eu line-up. Adică cu cine? Cu T55 ape bune și cu ce mai fac line-up? Că nu am cu ce. Trebuie să iau ceva de 77. Eventual 906 lei bun, da. Ori stricat, bă. Multe. Bun. Hai să-i dăm battle. Băgăm astea. Toate boosterele câte avem și dăm tu battle. Și așteptăm să treacă timpul peste noi. Aoleo, toată lumea joacă cu Rusia, așa-i? Dar de ce nu mă miră? A, ne băga repede. Nu vin să cred. O asculta Dumnezeu de mine. O asculta Dumnezeu de mine. N-am zis nimic neapărat, dar ok, ia să vedem. Cu ce am putea să intrăm? M-aș băca cu BMP-ul. E, și așa mor de la orice, nici nu contează cum e proiectile în ăsta, că toate stau în jurul turelei. Asta e pentru crunch cu dedicație. Da. Și așa nu contează. Da. E. Yeah. Îmi place racheta aia singuratică, cum stă acolo în mijlocul tankului. Ah, bine. Mersi. Gen, da. E acolo în mijlocul turelei. Lângă om. Așa de singură. Foarte singură. Și intră notificări pe telefon acum când filmez, că doar de ce nu? Vai, ce eu am alarmă pusă. Vă dați seama ce amuzant era să înceapă pe aici să sune. Nici nu vreți să știți ce alarmă am la telefon. Vă las să vă întrebați prin comentarii. Eu care apăsam în încercarea mea de activa Night Vision, ăsta termalul, care nu există. Da. Da, câte proiectile trebuia să-mi iau la faza asta? Zero? Ăla e 8.7. Sau 8.3? Nu, e 8.3. Ăla e 8.3. E match de 8.3. Bine. Aici că rezolva problema cu FPS drop-ul. Ați văzut? Numai FPS drop nu a fost acum. Da. Ce să mai zic. Um,
Bine. Bine. Îl găsi și băiatul meu să vină să facă spawn camping. A văzut el pe YouTube și a zis hai să fac și eu. Bă, picior. Fii mi-ar scârbă de... Uite, ai, PTL02. Bă, dar pe mine nu mă omoră VMA301. Bă, bag mâna, am făcut mă omoră VMA301. S-a zis eu foarte prost și doar am confundat pentru că... ele... Bă, nu, nu am confundat nimic. Nu, chiar era VMA301. Ăla care mă omoră. Na, mă, țapă, fraiere. A, gajiniară de dinamicilor, jucători extra. Și pe noi ne lasă în pană de jucători, nu se gajini. Ce n-ai băsat cu BMP-ul în loc să pușez? E bun acum. Ce pot să fac altceva cu BMP-ul? Ia, pe punct, sigur și voi. Din poziția asta. Nu s-o aștepta BMA-ul să ies pe acolo. Vă zic. Ok. O să pușez. O să mă expun grav. Încerc să mă asigur aici că pot să trec. Deci tare mic am văzut ceva acolo. Aoleo, Andrei. Mișcă. Și eu deștept cu o cismă. Ah, pe bune. Pe bune. Pe bune. Really. Te-am luat și tu, nu să fiu sigur. Și acum am numai spam. Mhm. Dale. Hai că l-am lovit dacă... Dar știu unde să trag. Și nu am rachete. Dezamăgire mare. Bă, o trecut proiectilul prin ga... Ok, gaijin. Iar ăsta cu VMA301, le să mă bată mama. Iar ăla cu VMA301. Idiotă cu voi mei. Și acum pe mine care este unul, sunt idiot. Mai puțin meciul ăla pe live, când a făcut 10 kg. A fost camper mega împuțit. Și am fost foarte productiv, aș putea spune. Am făcut 10 kg până să mor. A fost full camper. Eu acum văd că aici cu BMP-ul, dacă e fix pe partea asta, ești destul de avantajat. Mamă, de ce prost bate la mine aici. Da, vine ăla cu VMA-ul pe aici să mă scoată. Da, chiar vine. Mă rog, nu vine, e un Type 59. Ăla-i. Andrei. Mamă, ce mi-a dat-o. Măcar l-am scoatat. Mă scoate. Hai că da. Ce să mai zic? Hai că da. Ce să iau? Obiectul. Iau obiectul. Dar nu m-a ajutat deloc. Ești nici nu contează de fapt.
Am mai rămas fără proiectilele el și trebuie să încarc. Și mi-e ciudă că n-am filmat replay-ul. Mhm. Mă, câteva săptămâni. A fost amuzant. Eram cu tovarășul Gusti, salut Gusti. Ok, da. Oricum toate sunt spate, nu contează. Din două bucăți. Da, mă, că stau și mă uit. Să mor eu dacă nu mai avea spațiu pentru încă 20 acolo. Sincer vorbind. Bine, nu mai am spațiu pentru partea de sus, nu? Altă poveste. E, plus că e mecanism de autoloader, teoretic. Așa trebuie luat. Aia antiriană funcțională. Nu, dar aia mitraliera care se mișcă. Am văzut o mitraliera care se mișcă, boys. Pe bune, numai Cannon Bridge-ul l-am luat. Oh, da, așa mă atrage în mine. Bravo, frate. Și ai văzut pe YouTube, așa-i? Și-a văzut omul meu pe YouTube. Și-a văzut el pe YouTube. Dacă trage cu mitraliera aia, mă penetrează frontal. Sunteți neboni? Bine, la început am stat prost, am stat cu lateral. Da, na. Mă așteptam să fie așa de prost încât să înceapă să tragă în mine, în loc să se retragă. Ia, ce vedem de aici? Nu văd nimic, eu nu văd nimic, să aici am rezolvat problema cu frame drop-urile. Nu vă mai stresați, aha. Om să... O rezolvat-o toată. Dar știți cum? Toată. Mm-hmm. Mi se cred că am făcut așa de puține și pe locul ăsta. Nu e ok. Aici e. Bine că ai dat smoke fix când am ieșit eu. Că pot să trag. Bravo, frate. Am tras la mișto, dar... Da. L-a scos altul. Păi da, nu? Ne spușăm. Ce? Mort. Culcat. Am murit BMP 1. Ba nu. Ah, nu, BMP-ul e pe B, eu prost. Da, mi-o chiar. Acum, vine întrebarea. Ce peste cine mici mai dăm pe ce? Eu nu o să mă bag. Aha. Mhm. Nice. De muniție aia scap numai dacă mi-au 4 proiectile. Sau 3. Mm-hmm. Asta are cu dedicație pentru crunch. Da. Hai că mai jucăm dacă e. Să-mi bat piciorul în distrusul ăla cu centurionul. Vedeți ce înseamnă să joci fără căști pe urechi? Na, ce să zic. E idiotul acolo. Efectiv, e colateral. Am mai în punct chiar. Wow. Mai e 7 inamici. Bine, și noi aliații nu mai suntem chiar așa mulți, dar... Bă, să mă bată mama, îi scoate pe toți, pe bune, chiar așa de proști. Deci, ăsta se pune să ia colțul când vede că punctul e capturat și se așteaptă să nu stea să-l pândească, să-l aștepte. Hai, pe bune. Ia să vedem eu cum mor acum că o târcă.
Care sunt șansele? Toate, așa-i? Sperează ideea că nu înțeleg cum de tipul nu a murit până acum aproape deloc. Sau? Da, mă, nu a murit deloc. Unde? Bravo. Bravo. Te-ai gândit să, în loc să te duci pe B ca orice om normal, te-ai gândit tu să-mi ieși aici. Bravo, frate. Nu, că mă enervează, îmi vine să intru pe 8 să-i dau bombă în cap. Idiot în morții mei. Nu idiot, dar nu. Ce om normal ar juca așa? Bine, probabil are, da, are inamici care e bine pe B. Ah, aliați. Aliați, aliați lui, da, vin pe B atunci. Da, n-are sens să se mute el pe B. Abă, dă-le dracu. Acum a ajuns în ce? Înapoi. Bă, frate, calmează-te. Ho! Nu a fost ăla. A fost altul. Îmi sperie. Ăla, îmi dai din mers de dracu. Să mă sting. Dar ajută-mă să mă repar. Ajută-mă să mă repar. Plus. Nebunule. Ăla-i. Că dacă nu... Ne violează pe amândoi. Mersi. Să mă pun să țin aici. Gun ranging. Bun. 10 secunde mai poate aștepta. Mizeria aia restabilizator. Da, am scos. Hai, mă sting. În sfârșit a murit și... Ăsta m-a scos de 3 ori deja. Turbez. Deja m-a scos gunoiul de 3 ori. Și meciul... Hă-hă, ține... Tot. Atacați ceul, că nu-i nimeni în el. Atacați ceul ăla prăpădit. Trebuie eu să vin, nu? Tank fără armură, să mă bag primul la capturat. Contează că pe A și pe B nu se duce nimeni, oricum nimeni ce-o pierdut, dar măcar încerc, nu? Măcar. Îmi explică și mie cineva ce fac ăștia acolo? B nu se mișcă deloc. Alo? Echipă? O stă o anteriană pe acolo. E clar. Cine a pus bordurile astea în drum? E un M163, vă dați seama că ăla dacă mă prinde m-o rupt, m-o desfigurat, o bucată au făcut din ăsta. 1000 de bucăți face din mine, dintr-o bucată. Da, de stimeu, să mă bată mama. Nu pot să înțeleg cum de-am ajuns eu pe locul 2, că nu meritam. Nu mai e frame drop-uri, am rezolvat problema, zise Gaijin la început. Da, cum să nu, într-adevăr. Ah, doamne, să-mi bat piciorul cu noi ăla cu Centurion. Vezi ce înseamnă să fii prima țară care are stabilizatoare? Asta înseamnă. Eu arat atunci cu BMP-ul Gunner-ul. După că obiectul mi-a ieșit prin spate gunoiul, că aveam căști, de fapt nici cu căști posibil să nu-l fie auzit. Și după cu ce m-am mai scos? Ah, cu T-54-le, că de ce nu? Nici nu știu ce ar trebui să-mi iau pe BMP să fie util, de fapt... Păi, da, bun, ce-a... Pe data viitoare. Bye-bye.